Genericul muzical al serialului Game of Thrones s-a auzit joi seara pe faleza cazinoului. Evenimentul devenit deja tradiție, Sunset Symphony s-a întors pe litoralul românesc pentru al patrulea an consecutiv. Anul acesta, spectacolele se vor desfășura diferit din cauza pandemiei. Le avem câte două concerte în fiecare zi în acest an. Primul începând de la ora 19 în Parcul Arheologic de lângă Primăria Constanța și al doilea la locul deja știut, la Statuia Pescarilor de pe faleză, la ora 20. Încă de la prima ediție, Sunset Symphony a dovedit că este un proiect cultural apreciat de oameni, așa că organizatorii au decis să încânte și anul acesta publicul de la Malul Mării. Cei drept cu mai puțini instrumentiști. În cel mai mare număr de piese pe care le cântăm sunt 75, dintre care 25 sunt în prima audiție în cadrul programelor Sunset Symphony. Turiștii, dar și constanțenii sunt așteptați la spectacole cu 20 de minute înainte pentru procedurile de dezinfecție și termometrizare. Toată această distanțare socială se simte și la noi, pentru că până acum, până anul trecut, în cele 3 ediții precedente, Sunset Symphony avea o particularitate, faptul că nu delimitam orchestra de spectatori, conducea la un vibe deosebit pe care l-au remarcat atât instrumentiștii cât și dirijorul, dar și publicul. Dacă până anii trecuți oamenii stăteau în picioare sau pe băncile de pe lângă spațiu, acum trebuie să stea pe scaune, distanțați de asemenea, e altfel, dar astea sunt condițiile și nu putem decât să ne conformăm. Doritorii pot asista gratuit la toate spectacolele. Vor putea asculta atât melodii românești cât și din străinătate. Sunset Symphony va delecta publicul de la Malul Mării până duminică 9 august.